invităm pe domnul inginer Mircea Șerb, Y5 Charlie Fox India, maestru emerit al sportului, să ne prezinte câteva probleme despre VHF Atena. Noise și low Q pentru VHF, okay. Yagi. Mersi, TNX, good luck. Deci încerc să fiu, stați să luăm microfonul, că încerc un pic să sintetizez, fiindcă prezentarea este mai amplă, pornind de la titlu, low noise. Low noise în, cum să spun, în mediul urban de zgomote produse, de zgomote industriale sau produse de om, casnice, gospodărești. Deci ce se întâmplă? Pot fi aceste zgomote eliminate din antenele Yagi. Și să vedem cum pot fi ele eliminate. Există două tendințe în proiectarea antenelor Yagi. Cei care sunteți familiarizați cu programele ESNEC sau 4NEC 2, știți cum ați văzut probabil caracteristicile respective. Cele care sunt optimizate, deci ce înseamnă, deci ca să le facem mai, cum să spun, mai puțin zgomotoase, să încercăm să reducem lobby nedoriți, lobby secundari. Și am avea trei locuri unde putem acționa. Primul lob secundar, care se pare că aduce cel mai mult zgomot nedorit în antenă, lobii laterali și, în final, lobii din spate, respectiv, care pot să dea un raport față-spate mai mic sau mai mare. Există două tendințe aici. Deci antenele optimizate la reducerea acestor lobi în plan vertical produc prin aceste două programe care v-am spus optimizarea lobilor și în plan orizontal. Antenele rezultate sunt mai puțin zgomotoase și cu câștig mai puțin. Deci avem undeva o pierdere. Dacă o putem suplimi cu un amplificator de putere, probabil că nu este nicio problemă. Și aș aminti aici constructori care utilizează această optimizare, Yankee Uniform 7 Echo Foxtrot și Golf 0 Kilo Sierra Charlie. Mai există antenele Long Yagi cu optimizarea lobilor în plan orizontal, deci dacă începem optimizarea în plan, a lobilor în plan orizontal, vom avea antene cu câștig mai mare. Deci ce se întâmplă? Dacă ne uităm pe o caracteristică a unei antene în spațiu liber, vedem că ea are lobul principal, unde merge aproape toată energia, și niște lobi secundare, așa, deci are o formă simetrică. Dacă ducem o mediană, lobii care sunt jos, dacă am pus antena pe un stâlp înalt, să zicem 20-30 de metri, ei încep să recepționeze televizorul cu plasmă a vecinului, știu eu, mixerul altuia, mașina care are sistemul de ardere cu defecțiuni, la nivele foarte mari, în comparație cu ceea ce ne vine pe lobul principal, sau știu eu, ne mai vine din altă parte, zgomotele, să zicem, galactice, care sunt la niveluri mult mai mici. Și ne trezim că apar, poate mai sunt și niște stații radio, zic, care cheamă în apropiere, știu eu, cu defecțiuni, și toate acestea fac ca nivelul de zgomote nedorite, care vin pe alte căi să înnăbușe semnalul util pe care noi dorim să îl recepționăm. Deci cam asta e ideea. Yankee Uniform 7 Echo Foxtrot
denumește antenele low temperature. Mulți fac o confuzie cu temperatura de zgomot a antenelor care caracterizează antenele de la banda de 144 în sus, dacă se lucrează cu ele cu o elevație mai mare de 30 de grade. Când lucrez, de exemplu, M, știu, comunicații spațiale sau poate pe Meteor Scatter Aurora. Și le-ar denumit așa din ce cauză? Zgomotele astea care dorim să le eliminăm, când merg prin lanțul de recepție, dacă ar ajunge pe un rezistor ipotetic, dacă nivelul de zgomot e mare, îl încălzește mai tare. Deci antena respectivă are temperatură mai mare. Dacă nivelul de zgomot, zgomote de nivel mai mic, îl încălzește mai sau rămâne mai rece, antena este de temperatură scăzută. Dar în realitate este o antenă cu zgomot redus. Și un alt gol care, de care nu s-a vorbit în proiectarea antenelor Yagi, este antenele cu factor de calitate scăzut. Factorul de calitate scăzut al unei antene Yagi ne ajută, deci face antena să fie mai stabilă în situații, în anumite situații legate de capriciile vremii. Plouă pe antenă, e încărcată cu apă, cu picături de apă, îngheață, zăpadă și așa mai departe, care fac ca antena în situații mai extreme să se dezacordeze și să nu mai putem lucra pe ea. Andrei vă poate explica, o antenă foarte bună care s-a comportat la un moment dat astfel. Deci cam asta e ideea și ca să fac legătura cu ceea ce v-am spus, în ultimii 10 ani, dacă ați citit revistele Dubus și ați fost pe diverse site-uri ale unor constructori de antene, ați văzut că au apărut niște chestii noi care au fost aplicate în antenele Yagi. Și să le luăm așa, de exemplu, pe rând. Delta Golf 7 Yankee Bravo November introduce un concept de antenă Yagi extensibilă, adică dacă mai adăugăm o extensie la antenă, îi mărim câștigul. Și același lucru se găsește și la Uniform Alpha 9 Tango Charlie, care a elaborat un algoritm de calcul a antenelor, care după un număr de elemente, nu mai știu exact cât, să zicem 8 elemente, dacă vreau să fac antena cu 100, respect o regulă foarte simplă, toți directorii au aceeași dimensiune, îți montați unul de altul la aceeași distanță, cu excepția ultimului director, care este mai mic și poate are altă distanță. Și putem și astfel de antene să le extindem pentru creșterea câștigului. De ceea ce a făcut Yankee Uniform 7 Echo Foxtrot v-am explicat mai repede, doar că aceste antene făcute de el au dipolul splitat, alimentat direct pe 50 de ohmi, deci sunt o excepție de la cealaltă regulă introdusă de Golf 0 Kilo Sierra Charlie în cadrul antenelor cu zgomot redus, care spune și pe bună dreptate, dacă luați, o să vedeți antenele cu dipolul splitat pe 12,5 ohmi, pe 28 de ohmi, sau cele care sunt au dipolul îndoit, dipol închis pe 50 de ohmi, sau acea buclă LFA care de fapt e tot un dipol închis, au un astfel de comportament. Dipolul închis, de fapt, se potrivește cu un dipol splitat pe 12,5 ohmi. Și dau acei lobi mult mai reduși decât antenele, pe, să zicem, cu dipoli pe, care au impedanțe mai mari, dipol splitați. Yankee Uniform 1 Alpha Whiskey publică o serie de articole în Antenix, unde vorbește
despre diferite influențe care ne pot afecta antenele. Cablurile, boom-ul, diferite elemente metalice introduse în sistem, capriciile vremii și așa mai departe, sunt o grămadă de articole, le găsiți pe site-ul lui. Golf 4, Charlie Quebec Mike, a realizat o serie de antene cu și unele concepții originale. El îl numește Trier, probabil că vine de la cineva care încearcă, deci câte doi elemente mai apropiați unul de altul, antenele au în final mai mulți elemente și pot fi chiar două sau trei astfel de, care spune el că îmbunătățesc caracteristicile acestei antene și acel dipol splitat cu fir central, deci ceva asemănător cum ar fi sistemul de alimentare unei antene bazuca. Și introduce pentru prima dată un ghid privind factorul de calitate și ne explică cum se comportă antena dacă măsurăm acest factor de calitate. Dacă Q este mai mic decât 10, antena are o stabilitate maximă. Ce înseamnă asta? Dacă noi am încercat, de exemplu, ca să vă explic mai simplu, avem o antenă cu elemenții de diametru de 8 mm și am vrea să o realizăm cu elemenți de 8,4. Când o construiești, antena își păstrează aproximativ cu modificări minore. Dați înapoi, vă rog. Deci își păstrează caracteristici, adică nu se deplasează, nu se dezacordează. Factorul Q între 10 și 40 zice o stabilitate foarte bună spre rezonabilă și așa mai departe, putând deveni instabilă spre instabilitate. Cu cât Q este mai mic, atât antena este mai stabilă. Și o creștere exponențială a curbei Q face ca factorul de calitate mediu să crească și acesta. Un indiciu ar putea fi creșterea coeficientului de unde staționare brusc. Poate ați văzut la unele antene că spre frecvența superioară antenei se întâmplă acest lucru, dar faptul că unde avem coeficientul de unde staționare mai mic nu înseamnă că acolo Q-ul e și mai mic. Câteodată coincide. Și găsim după aceea pe internet o serie de resurse pe care le-am scris din Iugoslavia, din Anglia. Iugoslavii au foarte mulți constructori de antene, nu știu de ce nu sunt așa de popularizați. Din Germania, dați un pic înapoi că mai vreau să spun ceva foarte important. Deci unii mai noi ruși și mai vechi, unii mai vechi care i-am regăsit prin vechile reviste Dubus existente, renumitele tabele a lui V7BQH, care dă pentru stive de antene 4, face niște comparații ale câștigului, temperaturii de zgon și așa mai departe. O resursă foarte valoroasă este a lui Whisky X-Ray Zero Bravo, se numește un studiu pentru arii de antene, stive de antene, Yagi, și o să vedeți o chestie foarte interesantă. Dacă el face niște modificări în stivă, introduce niște defazaje, cum poate manipula lobul de radiație a stivei? Următorul. Deci, problema care este de am ajuns să fac această prezentare? Activez în radioamatorism de 37 de ani, iar de vreo 32 de ani, numai în ultra scurte, deci de când am fost, cu excepții când mai în scurte, dar foarte, în banda de 144, însă în ultima vreme mai mult în banda de 50 de mega. Am în banda de 50 de mega un moxon cu doi elemente, la vreo 6 metri între două case montat,
În banda de 144, două F9FT-uri cu 9 elemente cu dipol pe 75 de ohm direct, care o folosesc de mai bine de 30 de ani. La anul v-am plinit 30 de ani această antenă. Și n-am reușit să lucrez în banda de 140, banda de 50 de MHz decât distanțe de maxim 4000 și ceva de kilometri din această, din cauza acestei limitări. Și am zis că să vedem ce aș putea face ca să obțin o antenă, ca să nu pot fi, fiindcă eram deranjat, auzeam stații din Statele Unite, Marea Caraibilor, sau pe F, stații din Africa de Sud. Și, în special, deci când era esporadic, eram foarte deranjat de stațiile europene care lucreau între ele, sau de deci, stațiile care vin din spate sau chiar din laterale. Și atunci să vedem ce putem face ca să obținem o antenă în chem de X intercontinental, să nu mă deranjeze nici cei din lateral, nici cel din spate. Sau chiar dacă mă deranjează, să mă deranjeze în, cum să spun, într-o măsură foarte mică. Dați mai departe. Mai departe. Nu, e bine, mă scuzați. Și am ajuns să, cum să spun, să modelez, să încerc să modelez o antenă pentru banda de 50. Am spus că aș vrea o antenă cu mai mult de 6 elemente. Majoritatea stațiilor europene folosesc o astfel de antenă. Și am zis să nu fie chiar prima cu 7 elemente care mi oferă un pic de avantaj, să fie una cu 8 elemente. Am găsit o antenă care întrunea, cum să spun, deci cerința aceea ca lobby să fie deci redus atât în plan vertical cât și în plan orizontal, și ce mai lipsa aceste antene să fie și low Q. I-am modificat, deci ce am făcut cu această antenă? Deci era o antenă cu 7 elemente, cu dipolul normal, deci cum cunoaștem, primul lucru care am făcut, am răsturnat dipolul ca să la monta să poată fi fixat mai ușor pe suporți izolatori, pe boom. I-am adăugat un director, deci am făcut modificări la penultimul și ultimul director și am obținut acea antenă care vă arăt, antena 1, denumită generic CFI 0608, ce de la o clonă cu dipol orizontal, deci orizontal FD, care și la un alt și Q, care n-a fost de fapt antena favorită, este o antenă la care am încercat să lărgesc dipolul, asemănător unei bucle LFA folosită, dar n-a mers la așa lățime mare cum face Golf 0 Kilo Sierra Charlie. Și dați următorul să vedem deci cum arată antena. Țin să vă spun că antenele cu low noise, din punctul de vedere care l-am spus, al zgomotelor din aglomerațiile urbane, mai au o caracteristică. Pe lângă lobby foarte reduși, curenții din ultimul director sunt foarte scăzuți, comparație cu cele care au câștig mare și au lobby mai mari, inclusiv lobul din spate, deci lobul care dă raportul față-spate mai mare. Și am obținut o antenă care are aceste caracteristici, are o lungime de 10 metri 161 între reflector și directorul 6 și numai un pic, deci un raport față-spate de 51,6, un raport față-înapoi. Deci acest raport față-înapoi ia în calcul și acei lob lateral care îi vedeți, lobul cel mai mare de 36 de decibel, de se poate vedea cum arată această antenă
caracteristica în plan orizontal, antena arată așa cum e acolo cu dipolul în poziție orizontală alimentat dinspre reflector. Dați următorul. Caracteristica arată cam așa, deci asta este caracteristica la care am început eu să fac modelarea ca să obțin un SVR, deci un coeficient de unde staționare cât mai redus, într-o bandă cât mai largă. Ar fi niște indicii, există antene, dacă coeficientul de unde staționare are niște minime sau prezintă niște paliere, antena se pretează la așa ceva. Dați înapoi că mai... Puteți de asemenea observa că raportul față-spate și raportul înapoi este aici, undeva la 51, celălalt se menține aproape drept până la 50,3, deci cu o mică cădere, după care cade, dar nu mă interesează, fiindcă de X-uri în SSB, știu, M-și astea de obicei se lucră în prima parte a benzii, la fel și în 144 și n-am nevoie de așa mare lărgime de bandă, ăsta fiind încă un factor care îți permite să realizezi o astfel de antenă. Și să mergem la următorul slide. Golf 4 Kilo, Golf 4 Charlie Quebec Mike, Yankee Uniform 1 Alpha Whiskey și Uniform Romeo 5 Eco Alpha Zulu au elaborat niște tabele prin care putem calcula Q-ul unei antene. Dacă importăm niște date din programul 4NEC2 sau SNEC de, cu care putem proiecta, deci programele CAD antenelor. Și putem observa media factorului de calitate pe 800 de kHz în banda de 50 este undeva la 21. Antena începe de undeva de pe la 50 și să zicem 400, nu, 500 să zicem, o ia deja destul de tare în sus, însă își menține Q destul de scăzut pe zona care ne interesează pe noi. Am luat o, cum să spun, o marjă de siguranță de vreo 200 de kHz. De obicei, antena, chiar dacă o montez în stivă, nu îi alunecă frecvența de rezonanță așa de tare în jos, încât să ajungă în zona respectivă. Și antena, studiu de caz, deci antena favorită, aceea la care am încercat lărgirea, cum să spun, deci am modificat raportul, am făcut dipolul mai puțin lung, însă l-am făcut mai lat. Și bineînțeles că antena a devenit și un pic mai lungă, deci a crescut cu vreo 300, să zicem, de milimetri în lungime, ca să pot să se păstreze celelalte caracteristici, impedanța, și caracteristica îi arată cam așa ca acolo. Primii lobi secundari s-au redus câțiva buni decibeli și ceilalți, raportul față-spate s-a menținut cam în același loc, ăsta e motivul pentru care n-am lărgit un pic mai tare bucla. Avea tendințe ca acel lob din spate să crească un pic. Mergem mai departe. Deci, cum arată caracteristica? Era cea dinainte, era la 50 de MHz, 50,0, asta e la 50-100 și cealaltă la 50,14. Și observăm că raportul de față-spate se modifică, deci se îmbunătățește un pic, fără a se modifica în mod deosebit ceilalți lobi. Mergem un pic mai departe. Caracteristica s-a aplatizat fără să fac niște modificări, deci ceea ce spune Golf 0 Kilo Sierra Charlie este adevărat că, cum să spun, are o influență asupra acestei, deci acestor caracteristici. Se menține cam același Q, se îmbunătățește în zona de 50, să zicem 100 până pe la 50-400 Q,
știu de ce este mai bun. Și acum partea interesantă, caracteristica de radiație în plan vertical, totală. Deci ținând cont și de, deci de tot, toate, cum să zic, de toți lobii existenți. Dacă avem o singură antenă amplasată, la te explic, dacă facem o stivă de două antene, una la 7 metri, una la 13, deci mai punem o antenă mai jos, obținem o caracteristică, cum vedeți acolo, cu un lob mai pronunțat, deci apare un aport de câștig de 1,6 decibeli, se reduc, deci un lob dispare sau se micșorează, ceilalți doi lobi se micșorează foarte tare. Mergem mai departe și vedem cum arată caracteristicile spațiale pentru o antenă, respectiv două antene. Deci o metodă să îmbunătățim zgomotul eventual, chiar să lucrăm de data aceasta numai de X, deci intercontinental sau poate pe marginea Europei, ar fi dacă folosim două de astfel antene, chiar dacă nu le punem la distanță mai mare. De încercat să le puneți la distanță mai mare, se strică caracteristica. Puteți încerca, bun, să, totuși o să, unii dintre noi o să spună, bine, am făcut o antenă, dar nu pot lucra europeni. Ba, putem lucra europeni și putem face următorul lucru. În stiva aceea de două antene, amplasate una la 7 și la 13 metri, cu pământ real, de să fie o antenă bine degajată, alimentăm doar antena de la 7 metri. Și vedem că putem mișca un pic, deci apar doar doi lobi foarte pronunțați, cu unghiuri de radiație mai mari, deci care îmi permit să lucru stații mai apropiate. Sau ar mai fi să facem chestia inversă, când amplasăm antenele invers, vedeți și acolo, seamănă un pic cu acea antenă care v-am arătat, să nu schimbați încă înainte, deci cu o singură antenă. Și vedem, antena nealimentată, antena alimentată jos, diagrama spațială, dincolo, alimentată doar antena de sus, comportamentul e ca și cum am avea un pământ, cum să spun, adică perfect ground, cum îl denumește, deci cu reflexie totală. Dacă am face o comparație la 50 și 50,14 cu alte antene din aceeași clasă, putem observa, deci cu albastru, cu roșu, cu verde, o antenă, deci antena favorită, o antenă a lui Delta Golf 7 Yankee Bravo November și o antenă a lui Golf 4 CQM, dați înapoi, care apare în acel director de antene speciale. Și putem observa în plan orizontal, cu albastru, vedeți, se suprapune cu antena aceea cu verde până într-un loc, după care antena cu verde are lobul din spate, inclusiv raportul spate mai mare, cealaltă are lobii, deci primul lob secundar mai mărit, același lucru un pic se modifică, ba chiar cresc unii la 50,14. Mergem mai departe. În plan vertical, cum să spun, este mai dezastru pentru antena cu roșu. Deci acel lob principal este foarte mare și următorii, cea cu verde se suprapune, după care la 90 de grade vedeți că apare un lob mai mare și iarăși mai mare undeva pe la 137 de grade, cel în spate rămâne cam la fel. Și dacă citim într-o resursă de pe internet, care am scris acolo, al lui Golf Zero Kilo Sierra Charlie, zice, antena Yagi, deci antena Yagi, deci sunt două resurse, dar conțin același text. Una pe internet, una în dubus. Da. Mircea, o clipă, te rog frumos, scuză-mă că te întrerup. Problema cu antena de 50 este o problemă foarte interesantă care ne-o prezinți tu astăzi. Însă,
Gândește-te numai la faptul ce înseamnă înălțimea între antene la un radioamator care este la un bloc și după aceea gândește-te și la lungimea antenei. Eu sunt un pasionat al benzii Magic Band de 50. Atenție! Deci cu 5 ani, cu iagi de 5 elemente din Buzău am lucrat inclusiv Africa de Sud, inclusiv Puerto Rico, America și Japonia. Deci chestia este acum ce ne prezinți tu. Este extraordinar de frumos, dar pentru noi ce trebuie ceva mai practic în care să ne micșoreze antena și să avem rezultate cât mai multe, deci, Mircea. Ce vreau să vă spun? Puteți face același lucru, doar să căutați antena potrivită. Poate o găsiți. Corect, internet. Corect. Deci sunt foarte multe. Bun, să mergem mai departe. Deci acolo putem vedea exact aceeași comparație pentru diagramele de radiație a antenei cu pământ real. Putem merge mai departe, deci apar aceleași... Și mai departe, doar scurt, vreau să vă prezint niște soluții care ar putea rezolva niște probleme în detrimentul câștigului. Deci dacă vrem antene tot așa care să fie mai puțin zgomotoase, avem niște, cum să spun eu, avem niște alte variante. Și una dintre ele, deci v-am spus de temperatura de zgomot scăzută a antenei și așa mai departe, se poate calcula folosind un program 4NEC sau SNEC în conjuncție cu DOS TANT, care măsoară în special pentru EME. O antenă cu zgomot scăzut, cu temperatură de zgomot scăzut, este mai capabilă, să spun, să recepționeze spațial dacă se lucră cu elevație. Și aș insista mai departe pe antenele amplasate în formă de diamant, mai puțin aplicabile în banda de 144, fiindcă n-ai o posibilitate de rotire a unui sistem care este dezechilibrat, o să vă arăt cât vedem antena de ce, însă pentru antenele de 432, dacă antenele sunt montate în față pe un suport manevrat din spate, ar putea fi o soluție la niște probleme care unii le pot avea în... Da, se dă o elevație, nu? Ca să poți da o elevație. Și o comparație cu clasica Stiva H de tip DL6 VU optimizată pentru câștig. Și o chestie care am citit-o în Dubus, sunt cercetări despre antene, despre sisteme cu 3 antene, dar ceva foarte vag în Statele Unite. Eu am încercat de ani de zile niște simulări ca să vedem ce se întâmplă și vă arăt în continuare. Deci, am ales o antenă care deja are, cum să spun, lobii secundari. Cu cât antena e mai lungă, primul lob secundar și ceilalți încep să crească. Antena are cam acele caracteristici, puteți observa o temperatură de zgomot foarte scăzută în comparație cu alte surate ale ei de aceeași lungime, un 216 față de 225-235 cum au altele, are 2 reflectori secundari, ăștia îi dau, de fapt, acel raport foarte mare față-spate care la frecvența de 144-300, cred, se confundă. Mergem mai departe. Dați un pic înapoi. Deci, la 100 este. Deci, are un palier foarte drept, deci super antena pentru EME, după care scade. Există soluții ca să-l putem duce mai încolo, însă nu insist, că am zis că mai mult așa rezumat. Înapoi. Deci, această antenă, am reușit să fac o optimizare ca să-i scad Q-ul. Și are un Q de 5,8, dar cred că trebuie să dăm un pic înainte. Așa arată programul TANT cu care putem calcula temperatura de zgomot antene și raportul înapoi. Prea mult, prea mult. Mă, dar repede merge. Mai. Nu, am vrut acea caracteristică, încă una.
Deci observați cât de plat este coeficientul de unde staționare este logaritmic. Aproape că se confunde undeva la 1,01, chiar la treia zecimală, acolo pe la vreo 600 este și mai mic. Mergeți mai departe. Da, dați înapoi un pic. Deci aceasta este stiva în diamant propusă de Yankee Uniform 7 X-ray Lima, doar cu 4 antene. Ea poate să respecte acel romb și să se ducă pe orice direcție. Și antena în delta, la care am suprimat acea antenă de jos, ca să putem realiza o antenă pe care să o manevrăm și în banda de 144, având în vedere că dimensiunile ei pot fi mai mari. Mergem mai departe. Caracteristica în plan orizontal, deci dacă găsiți o antenă care să n-aibă acel lob din spate, deci o antenă optimizată pentru low noise în, cum să spun, în mediul urban, observați că aproape se pot elimina de tot lobii secundari sau la cea cu trei elemente extraordinar se apropie undeva pe la 30 de decibeli. Mergem mai departe. Mai înapoi. Caracteristicile în plan orizontal pentru cea cu în diamant, cea în delta. Tot așa foarte reduși, cei de sus vedeți undeva pe la 20. Mergem mai departe. Așa arată caracteristicile de văzute tridimensional. Mai departe. Asta e stiva cu 4 antene. Deci ca să vedeți, foarte pronunțați niște lobi în sus și lobi laterali în plan orizontal și cea verticală. Și cam așa. Mergem mai departe. Deci, concluziile nu mai are rost să le spunem că au rezultat din prezentare. Ce vreau să vă spun? Majoritatea, deci ca o practică care o puteți face, au apărut o serie de modificări la antene. Deci acea buclă a lui Golf Zero Kilo Sierra Charlie. Dipolul în V al lui Delta Golf 7 Yankee November. Dipolul îndoit al lui Golf 0 Kilo Sierra Charlie, antenele 8DES, reflectorul îndoit la 90 de grade al lui Uniform Alpha 9 Tango Charlie și dipolul în V al lui tot Uniform 9 Tango Charlie. S-ar putea, eu am încercat pe antene consacrate de tip DL7VU și au încercat și alții, dacă le montăm, putem observa la majoritatea antenelor, cu unele excepții, astfel de îmbunătățiri să se reducă acei lobi. În loc de un reflector la antenele cu dipol splitat, punem doi reflectori, eliminăm cum ar fi reflectorul din planul elemenților. Se obțin iarăși și putem să ne îmbunătățim caracteristica antenei încât să prindă mai puține zgomote casnice de nivel foarte mare. Și în acest sens este pe internet un filmuleț unde compară o antenă cu câștig redus, un LFA cu 7 elemente optimizat de Golf 8 Whisky Oscar Sierra, comparabil cu o antenă de la M2, tot cu 7 elemente, dar cu câștig mult mai mare. Și o să vedeți acolo, ei învârt antena după o baliză și este diferența între ele, fiindcă antena fiind, M2 fiind optimizată doar în plan orizontal, este necată de zgomotele respective cu 2-3 grade S. Deci asta am vrut să subliniez importanța antenelor low noise din punct de vedere a zgomotelor din aglomerațiile urbane. Vă mulțumesc pentru Mircea, răbdarea. Mulțumim și noi că într-adevăr este foarte obositor și pentru noi că ești la penultima. Ce vreau să vă spun? Nu,
Urmează să construiesc această antenă, însă cu furnizarea materialelor am avut niște... Da, Mircea, hai să fii atent la mine. Am și alte chestii care o să le prezint cu altă... Deci eu vreau să spun două chestii. Deci materialul prezentat de tine din punct de vedere științific este extraordinar. Dar știi care e problema practică? Adică, ca să fac o antenă de 10 metri și să pun un simfajaz între două antene, adică cu o distanță între cele două antene de 7 metri, tu îți dai seama ce pilon trebuie să am. Noi nu avem asemenea piloane, să zicem. Știi? Deci, nouă ne trebuie acum, eu nu vreau să te contrazic pe tine la ce am vrut prezentat. Să spun că ar exista soluții. Da, nici corect. Eu nu o să construiesc două antene de 10 metri, fiindcă în primul rând nu am bani să cumpăr. Nu, mai bine facem două antene de câte 3 metri și jumate, le simfazăm la un metru și ceva și am rezolvat problema. Știi? Bine, oricum, Mircica, mersi frumos.